viață din aceasta, prin care ați venit cu dreapta ta. Cercetează de aceasta, pe care a sărit-o dreapta ta. Într-o multă s-a urmă, Doamne, Doamne, caută din cer și vezi, și cercetează de aceasta, pe care a sărit-o dreapta ta.
Meșter, meșter! Meșter, meșter! Thank you.
la sfârșitul lumii. La sfârșitul lumii, hai ler flori de măr, bucinavor îngerii în patru cornuri de lume, ca tot omul pa lui nume să fie la judecată. Vii cu morții deodată, judecată e mare price, domn și împărați o plânge. Nu se primește nimic, nici aur, nici argint, numai sufletul drept sfânt. Hai cu toții să suim, colo în sus la Edim, să suim la împărăție, unde a fost Adam din tie. Dar puntea raiului e ca părul capului, iar omul păcătos chică de pe puntea în jos, tot n-a iad întunecos. Cum cade să încuie în gheatră, nu mai vede lumea îndată, dar omul nepăcătos trece pe punte frumos, domna raiul luminos, unde-s mesele întinsă și luminile aprinsă, unde-s mese așternută și păharele umplute, numai trebuie băute. Ca să cadrumați, ce vă spunea? Scaunele în șir tomnite, numai așteaptă șezute. O închinăm pe o dată floare ca să aveți în rai intrare. O închinăm pe pustiuc, dă Doamne gaz din noroc. O închinăm pe minte creață, Doamne de gaz din viață. Lumina răsare în haosul primordial. Întuneric era deasupra adâncului și a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. În Sfânta Scriptură, lumina este cea mai frumoasă metaforă a lui Dumnezeu, este și iubirea. Iubirea apare mai ales la Evanghelistul Ioan, ca și lumina. Lumina însă apare de mai multe ori. Dumnezeu este lumină și niciun întuneric nu este în El. Citim în prima epistolă a Sfântului Ioan. De aceea omul, lucrarea mâinilor Domnului, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este chemat să reflecte această lumină prin viața lui, să reflecte gloria lui Dumnezeu. Înainte de orice, Dumnezeu Tatăl, Creatorul, aprinde lumina. Asupra acestui haos primordial, spunând să fie lumină. Ne amintim cuvântul lui Dumnezeu în clipa în care este rostit, El împlinește ceea ce exprimă. Să fie lumină și a fost lumină.